Pentru că zilele trecute am postat pe pagina Meda Taloș Oficial articolul, al cărui link vi-l las în text, despre cum se ține seringa în mână la o recoltare de sânge, la aceasta am primit comentarii cu observații legate de faptul că, citez, nu se ține nici cum seringa în mână la o recoltare, pentru că se recoltează cu sistem vacuum. Am vrut să le menționez celor care au postat aceste observații următoarele. Le doresc succes tuturor celor care încearcă să recolteze sânge cu sisteme vacuum, la pacienți oncologici și la cei hipovolemici, pentru că realmente aveți nevoie de noroc ca să reușiți. De asemenea, vreau să menționez că cei care fac astfel de protocoale nu cred că au stat vreodată la patul unui bolnav oncologic sau prăbușit volemic. M-aș bucura să ne aliniem țărilor europene, să putem recolta doar direct în vacutainer. Însă, pentru aceasta e nevoie ca cei care fac protocoalele să implementeze și normele de aplicare adaptate fiecărui tip de pacient. Înțeleg că nu se mai recoltează decât direct în vacutainer, însă atunci, fă bine dumneata șefă de secție sau dumneata șef de spital sau șef serviciu aprovizionare să achiziționezi vacutainer cu piston, fără vacuum, și fluturaș și adaptoare lui aer ca să putem adapta protocoalele. Abia atunci nimeni nu va mai ține nici cum seringa la recoltări și nu va mai face transferul în vacutainer. Până atunci veți găsi asistente care vor face recoltări cu seringa pe ascuns ca să nu înțepe pacientul de 30 de ori și vor căuta cele mai ingenioase soluții ca să nu recolteze probe hemolizate, tocmai pentru că nu le aduceți materiale pe care să le adapteze după pacient. Sunt spitale unde asistenții nu au văzut în viața lor nici fluturaș cu adaptor lui aer pentru recoltare cu vacuum, nici vacutainere fără vacuum cu piston. Sunt spitale unde sunt asistenți forțați să recolteze cu mănuși cu două numere mai mari, iar voi vreți calitate și precizie. Sunt spitale unde asistenții, neavând cu ce să lucreze, sunt forțați să-și fure materialele de pe o secție pe alta. Chiar în halul ăsta ne facem că nu vedem și ridicăm ștacheta la nivelul de pretenții într-o țară unde avem nădragii rupți în dos, mă scuzați, iar în față vopsim gardul?